Bine ați venit, dragii mei! Dacă aveți soarele, luna sau ascendentul în Capricorn, este momentul potrivit pentru a face talarea referitoare la două alegeri între care sunteți și sfatul Marii Preotese. Pentru dumneavoastră, dragi doamne și domni, am să aprind o lumânare. Este această energie de lumină, energie de căldură, de armonie. Aprind lumânarea pentru sănătatea voastră, dragi Capricorn, și a celor dragi vouă, pentru împlinirea a ceea ce vă propuneți, pentru vindecări, pentru armonizări, împăcări de orice fel. Și ca să vă prezint puțin acest tip de etalare, eu îl voi face în fiecare lună și se va referi la predispozițiile a două opțiuni între care voi sunteți. Poate sunteți între două alegeri: să rămâneți într-un loc sau să mergeți mai departe, să renunțați la o relație sau să continuați să încercați să o clădiți. Da, poate aveți două drumuri și ați vrea să vedeți cam care ar fi predispozițiile, însă să nu uitați, dragii mei, că aveți liberul arbitru. Eu am două pachete identice de tarot pentru fiecare alegere și voi atribuiți primului pachet opțiunea 1 și voi vă gândiți ce ar reprezenta ea, iar eu voi extrage câteva cărți de aici și din pachetul identic, da, numărul 2, ar fi opțiunea alternativă, tot așa, pe care dumneavoastră o atribuiți. Din acest mini tarot voi extrage sfatul Marii Preotese în fiecare caz în parte. Marea Preoteasă este o carte de tarot, o carte a înțelepciunii, a viziunii, o carte a intuiției și poate că această etalare vă este de folos. Vă îmbrățișez cu mult drag și haideți să începem. Sper că v-ați gândit și la cazul, chestiunea în care vă preocupă, precum și ce ar însemna acest pachet, răspunsul la care cale ați alege și respectiv care ar fi opțiunea numărul 2 pentru dumneavoastră. Dacă sunteți gata, dragii mei, primul mesaj se referă la un 5 de cupe. Voi optând pentru această variantă, veți rămâne puțin ancorați în trecut. Parcă nu veți putea să vedeți prezentul și viitorul. Veți plânge o anumită situație, fie că a fost nefericită, fie că a fost mult mai fericită decât este în prezent situația prin care dumneavoastră treceți. Dar vorbește și de o persoană din rac Scorpion-Pești, față de care aveți anumite regrete. Al doilea mesaj, dacă mergeți pe acest prim drum, este un 8 de spade. Probabil că vă veți face anumite griji legate de cineva din gemeni balanță vărsător, dar să știți că situația în realitate nu va fi chiar atât de dificilă precum o percepeți dumneavoastră. S-ar putea, detașându-vă puțin de aceste dificultăți, să priviți imaginea de ansamblu și să reușiți chiar să găsiți anumite soluții, pentru că este în mintea dumneavoastră și gândul negativ și gândul pozitiv. Contează foarte mult ce alegeți, parcă depinde doar de voi. În orice caz, sunt două cărți care nu arată prea bine, nu arată o înseninare, o rezolvare a ceea ce traversați. Și doiul de bâte, de asemenea, vorbește de interacțiuni pe care le puteți avea cu berbecii lei săgetători care se află la distanță. Parcă voi veți sta în așteptare, va fi cum să vă spun, o stare în care nu se schimbă mare lucru, voi doar adunați anumite informații, poate să fie de asemenea o stare de răceală pe care să o aveți cu un semn de foc, sau să vă aflați la distanță de el sau de ea. Dragii mei, care ar fi sfatul Marii Preotese în acest caz? Pentru că nu văd acțiune, nu văd decât o nostalgie, nu văd decât anumite regrete. Păi, sfatul Marii Preotese este șasele de spade. Șasele de spade spune să mergeți mai departe.
să mergeți către zări mai senine, să traversați această perioadă mai dificilă cu ape tulburi, cu emoții pe care nu le înțelegeți foarte bine sau nu știți cum anume să le schimbați. Era Gene Churchill spunea, dacă simți că treci prin iad, continuă să mergi înainte. Adică dacă este o perioadă dificilă, traversați-o, consumați o anumită durere sau o anumită tristețe și fiți mai atenți la prezent și la viitor, pentru că se pare că tot în poziția dumneavoastră va sta și această nouă alegere. Cineva, poate din geme în balanță vărsător, vă ajută, este ca și cum ați fi într-o barcă și ar fi un luntraș, o doamnă sau un domn care să vă ajute să traversați această perioadă, poate mai dificilă. Dacă ați merge pe opțiunea numărul 2, haideți să vedem la ce anume v-ați gândit, da, și care ar fi predispozițiile. Dacă ați opta pentru un nou început, iată, da, un nou început plin de încredere, spune cartea aceasta să nu riscați foarte mult de la început, să vă luați și pe lângă entuziasm, să vă luați și prudența cu dumneavoastră. Nu știu, aici parcă văd și un animal de companie care ar putea să vă însenineze ziua, zilele în general. Văd de asemenea o persoană din vărsător alături de care sau care să vină spre voi sau voi să mergeți spre aceasta, fie că este un el sau o ea, ori este o resetare pentru care voi, da, aveți nevoie de un nou drum, aveți nevoie de o nouă stare. A doua carte este 4 de băte, da, este foarte bine aspectată aceasta a doua opțiune. Văd o sărbătorire într-o casă, într-o clădire, un eveniment frumos, aici sunt interacțiuni plăcute cu berbecile ei săgetătorii. Este existența unei case, a unei căsătorii, a unui alt drum. Se pare că acest nou început, dragii mei, poate să vă aducă multă fericire. Și a treia carte vorbește și de 6 de monede, care aduce de asemenea prosperitate. Cineva, poate din Taur, Fecioară, Capricorn, cum sunteți voi Capricorn, da, veți avea această, nu știu, vin bani în urma voastră de la cineva din trecut pe care l-ați împrumutat. Văd că veți primi o sumă de bani prin care rezolvați problemele pe care le aveți și ajutați poate și pe altcineva, ori este un act de filantropie pe care îl faceți sau urmează să-l primiți din partea unei alte persoane. Mi se pare foarte, foarte mult mai senin, da? Dacă este să vă uitați aici, situația este bej, da? Iar aici, dragii mei, în opțiunea 2 este aurie, e lumină și bucurie mai mare. Hai să vedem și mini-tarotul ce ne spune, care este sfatul Marii Preotese pentru voi, dragi capricorni. Păi văd aici un împărat. Nu este împăratul, iertați-mă, este un mare preot. Până mă familiarizez, este un pachet nou care mi este foarte drag. Este Arcana Majoră 5 și este Marele Preot, care spune că aveți și protecție divină. S-ar putea să vă ajute cineva din Zodia Taur. S-ar putea voi să obțineți o cale a cunoașterii sau să primiți niște sfaturi de la cineva înțelept. Da, veți fi voi utili cu înțelepciunea dumneavoastră. Marele Preot anunță de asemenea căsnicie, anunță tradiții, obiceiuri pe care poate le veți respecta. Foarte, foarte frumoasă etalare, dragii mei. Sper că v-a ajutat cât de cât cu informații. În orice caz, vă invit să vă abonați pentru a vedea și alte tipuri de etalări care să fie pe sufletul dumneavoastră, cel puțin eu așa sper. Vă îmbrățișez cu mult drag și să aveți grijă de voi. La revedere!